Dando tu. Eu am plecat. Ok, salutat. Bun, salut, sunt Răzvan, mă știți? Nu. Am vrut doar să mă asigur că într-adevăr nu știți. Titlul prezentării ăsta este luat dintr-o prezentare pe care Alexe puțin o știe de la DConf, făcută de Scott Myers, care se chema chiar Things That Matter. Și mai sunt, mi-a acum așa Alex Militaru, o prezentare a Alexandru Paleolog pe un termen similar. Acum, când spun că contează, depinde foarte mult de ce punct de vedere te uiți. De la ce, la ce aspecte tehnice, netehnice, eu o să am un anumit punct de vedere, și anume atribute de persoane, însușiri, calități. Și am zis cu chestia asta, atribute ale celor care noi lucrăm, colaborăm. Acum, în mare parte, eu, de pe aici, în mare parte, am avut de-a face. Deci, cumva, pentru mine, cam toți sunteți în categoria asta. Și... Și vreau să spun este că sunt, din punctul meu de vedere, două tipuri de atribute, de aceste calități. Sunt unele care sunt utile, dar care, și e bine să le ai, dar care nu sunt, să spunem, diferențiatori. Iar altele, care cu adevărat contează. Despre ele prezentarea noastră. Deci, orice om are două tipuri, cumva, de atribute. De obicei să spunem, vrei să lucrezi cu el, vrei să faci cu persoana respectivă, la ce te uiți? Ce spune lumea că e bine să te uiți? Și o să spun că de multe ori se spune că astea sunt importante, dar de fapt nu contează. Și să facem asta, să luăm în ordine. Pentru început, hai să le luăm pe astea, de care lumea spune, băi, e bine să astea și mai departe, de fapt nu sunt ea diferențiatori. Adică arată bine, băi, e bine să te apără, de fapt nu sunt alea fundamentale. Îmi puteți da exemple? Om de treabă. Creț. Nu că ați nimeni de până că ea fiind creștină. Te cheamă Răzvan, te cheamă Răzvan. Aia minte, chestii mai serioase un pic. Ia zi, Oana. Ar fi organizat. A, chestie, e chestie care ți se pare că e utilă, dar nu e diferențiator? Nu ți se pare că contează cu adevărat? Nu te diferențiază. Ok, deci a spus că organizat nu e ceva neapărat de relevant. Hai să dăm una din punctul meu de vedere. Experiență. Se vând tu asta cu experiența peste tot în lumea asta. E bine să ai experiență, iau oameni experiență, în experiență. Oamenii spun, trebuie să mă angajez în facultate ca să am experiență, ca să nu mă angajez nimeni. Ca după oamenii care știu, este un mare bullshit. Eu, spre exemplu, am 0 ani experiență în industrie. Mă deranjează asta în un fel absolut deloc. Mulți oameni au să aibă experiență, dar experiența este un false friend. De ce? Pentru că de multe ori faci ceva care nu e relevant pentru un subiect în care tu te găsești. Și a doua, mulți oameni confund experiența cu ce? Cunoștințele. Mai rău de atât, mai rău. Cu vechimea. Da, cu vechimea. Ai studiat tu, Alex? E cu vechimea. Spune, și cum mai faci ceva, 2-3 zile și este bună. Bă, nu neapărat. Câți ani ai vechime, poate, sau poate să nu fie relevant. Cipa. Sunt de apropo asta. Da. La fel și experiența. Acum, de exemplu, hai să spunem, un om are experiență, are cunoștință, lucrează proiecte în C++ hotel. E definitorul pentru mine chestia asta? De ce nu? Care sunt de neajunsurile de bază pe experiență complet? Calificative pentru ce, pentru munca pe care a făcut. A făcut treabă bună pe are reputație bună, are recomandări bune, are experiență și pare că e bine pe chestia aia. De ce nu-i de ajuns? Un om cu experiență este mai inflexibil. Poate fi mai inflexibil odată, altceva, ce poate să mai fie? Să nu învețe chestii noi. Spun că deja sunt foarte mulți, nu mă interesează chestiile astea, ce le știu. Bă, cu vremea noi știam foarte bine, nu știu cum arată chestiile astea. Nu învață chestii, altceva. Ce poate să nu mai fie la un loc experiență? Poate să fie arogant. Asta e chestie foarte nasoală, înseamnă poate să nu comunice cu ceilalți. Poate este într-un mindset în care nu se mai va departe. Eu plac foarte mult pe oamenii arogani. Bun, poate fi foarte bun. Dacă, de exemplu, nu-ți dă de sus, poate fi o chestie bună, că tu nu e neapărat de acolo. Dar ideea că nu este o chestie care să spună o idee gata. Și am făcut undeva generația lui Alex Militaru. La cursul, primul curs de USO, v-am pus pe tablă exact chestia. Am întrebat studenți, presupunem că tu ai fi șeful unei firme, de 50 de angajați, ce-ar putea pentru tine, lucrurile contează, la angajații tăi. Și n-a zis nimeni experiență. Mai ții minte cursul Alex? Nu. Dar era acolo. Și am pus să-i numai întrebări. Aia, dar nu știu să-i experiență. Și care a fost primul? Cred că este foarte dependent și de industrie. Că dacă, de exemplu, ai, să zicem, chestii care sunt foarte de învățat, da. Este o treabă. Dacă ai chestii care sunt
îți ia ani de zile să înveți, s-ar putea ca să nu vrei să nu există un fel de dat a experienței scrise nasoală. Doamne ferește, chestie bună. Dar cine este diferențiatorul ăla care contează cu adevărat? Dacă este un om în fața mea, un om cu experiență și un om fără experiență, există o șansă bună să-l aproape fără experiență în alte motive. Adică ăla care contează cu adevărat. Da, în ce context? Da, exact. Sigur, depinde de context. Dacă ești într-o companie, nu o să fie asta. Depinde de situație, nici acolo depinde de situație. Dacă ține de tine și dacă decizi tu, alegi ce trebuie. Poți să zic omul ăsta cu fără experiență? Aia sunt diverse lucruri apoi care contează, evident, dar sunt în diverse niveluri. Mai aveți alt exemplu? Fiți atenți că companiile mă angajează oameni cu foarte multă experiență pentru că sunt prea bătrân. Și prea bătrân și cer prea multe lucruri, sunt prea solicitant și alte chestii, evident. Hai să zicem altceva în afară de asta pe experiență, alt exemplu care, bă, spune că ar fi o chestie bună, dar nu diferențiază. Sexul. Făcut! În orice, nu știu. Ce trebuie să fie femeie? Ia, stai semana. Certificări sunt unul de experiență, spune. Dar de ce să zicem, nu sunt diferențiator certificările? Sunt destul de teoretice, sunt foarte restrictive. Nu ți-a spus că tu te cazi să faci chestia cum trebuie. Și poate să fie acolo. Facultate. Așa, foarte bine. Ia zi, Alexandra, bine. Păi, am zis, nici măcar nu știutează că... Ok, deci faptul că tu facultate să nu știu facultate sau ce ai făcut la facultate. Ok, Mihai și Alexandra au făcut la facultate. Și într-adevăr... Dar a zis note. Stai. Și notele, dar e categoria asta. Sunt note diferențiator. Și atenție, a vrea de bună chestie bună, dar nu diferențiator. Sunt oameni cu note mari care sunt oameni de 2 lei sau mai puțin. Dar poți să au note mici și au oameni sunt super tare. Da? Vorbeam mai devreme, acum vreo două cu Mihai Țigănuș. Roberta Dobrescu a fost cel mai tare student la USO. A făcut patrimea de casă, a fost super tare. A avut la USO 6. Am întâlnit catalog mai devreme, m-am ocupat toate notele voastre, deci pe ale tuturor le-am revendicat. Tu ai fost plecat, lasă-mă în durerea mea. Alexandra a avut 8 sau 7, nu mai țin minte. Răzvan a avut 10. Oana cât a avut. Dar de, apropo de note și de fapt în schiz, care, atenție, nu sunt de neglijat, contează. Contează, sunt continuare, sunt destul diferențe, dar sunt relevante. Și am mai despre partea asta, alea care contează, dar ce am întâlnit și revistă. Note, experiență, cunoștințe. Certificări. Care sunt care contează? Și am rugat minte la voi, luați vă rog un minut, nu mult, ca să nu consumăm foarte mult timp, facem după aia prin sondaj. Gândiți-vă la... Ce nu are? Bandă. S-a oprit? Sau ce? Ah. Gândiți-vă la o calitate care contează. Gândiți-vă bine la chestia. Lucrați cu cineva, subaltern, coleg, ceva, ce a contat, frate? Adaptabilitate. Șș! Gândește la aia după aia. Gândește. Entuziasm. Stai, mă, nu gândiți să vorbești după aia, bă, zic, răbdare, au furat statul, Black Man! Dar mă gândeam de când ai început. Gândire. Keep thinking, keep doing it. Nu bine. Pot să gândesc atâta. A zis, dar nu a cuanta. Hai că am ajuns la un public din ăsta, sunt pe super advers. Mai am altă idee, dar nu zic eu. Face bine. Mai stăm jumătate de minut? Deja au trecut 3 minute. Câte la TV? Bun, dar ăsta se trece timpul așa ca... Adică gândiți-vă camera, nu faceți astea așa, doar să arcați cuvinte. Că gândiți-vă la cea care pentru voi contează. Gândiți-vă la care lucrați voi, cu care ați avut de-a face. De orice fel de vreme, gândiți-vă la chestia asta. Bun, haideți să vedem. Ia zi, Răzvan. La ce te-ai gândit tu? Eu? Da. Atitudine. Atitudine, concret, că e spectrul larg. Dăm chestii care sunt relevante. Disponibilitatea de a învăța chestii noi. Ok. Deschidere să spune de a învăța. Ok. Atitudine. Cum se spune, attitude matters. E super important. Dacă nu am cu experiență ca tine de 2 lei, eu știu prea bine. Și altă spune, băi, nu știu, dar vreau să învăț. Mergem mai departe. Un exemplu concret. A fost Octavian Purdilă. Lucian, cum îl cheamă, mă? Lucian, dă seama cu voi a fost. Era la un grupă cu Andrada. Nu, nu mai mai știu. Lucian, Pestrițu, parcă. Un tip super tare. Era foarte entuziast. În anul de a avut un internship la X. Nu, a fost un internship la X, pe parte de Kerner. Și a avut interviu cu Tavi, care în primea era la X. Și a zis Tavi, băi, omul, într-adevăr, nu a făcut încă, nu făcuse nici protocol de comunicație prea bine, nu știa SEO, dar a zis
dacă știa un pic, îl luam. Avea tine excepțional. Deci aia a fost impresionant. Dacă avea o brumă de cunoștințe, era peste mult să-i dar în patru. Că era mai cuprins decât el. Dar omul vise acolo cu un entuziasm și cu dorință de a face treabă, mult peste. Păi la pricina nu doi atunci. Ok. Ideea e că există un care ține pornesc de undeva de sus, dar crezi foarte puțin, care ar fi merg foarte departe. Petru, zic tu ceva. Da, să-și asume responsabilități. Ok, deci cumva asumare responsabil, să spunem, care își asumă lucrurile. Foarte importantă chestia asta, într-adevăr. Nu vrei să nu să-i spui, faci așa și după aia spui, nu știu, m-ai rugat tu, nu. Primul omul să-și asume chestia asta. Când delegi un lucru, să spună, eu fac asta, e treaba mea, dacă ceva pică de la mine. Cum spuneam eu astăzi lui Mihai, până să vorbească cu Alexandra. Dar cu știu mai și Alexandra, eu plătesc că stai miștit. Mi-asumam chestia asta, era natural. Cum s-a întâmplat nimic, Alexandra? Nemurdarea prin față un pic, să știi, pe nu știu ce are pe bord. Și scaunul cam un alt. Așa, altceva, ia zi Mihai. Commitment, da. Așa, anume? Deci, da. Descrie un pic. Dedicare. Dedicare. Ai ceva de făcut. Se spune când spui să faci ceva, să faci. Deci, do what you say. Cam asta spui tu, Mihai, nu? Exact. Și dacă nu știi să faci, nu. Prima chestie care faci, nu vii să zici, băi, nu știu să fac, cum se face aia? Fără să dai un mic search pe Google. Fără să te uiți, adică, oamenii care, efectiv, sunt în problemă și că nu știu să facă ceva, chiar caută și după ce au căutat, o să mă întreagă, vin la tine și zic, băi, nu. Da. Știu să fac. Exact. Poți să fii oameni care au experiență și pur și simplu așa foarte rămân prinși și care, bă, nu știu, bă, dar să uită și chinuie, dau acolo și măcar spun ce au făcut. Și după aceea este foarte ușor după aceea să spui, bă, unde ai fost, unde ai ajutat, după aceea să-i ajuți. Cât și că i-au încercat și pentru mine e mai mobilizant să știi, bă, de acum, dacă dau să ai o cale, o va bătători, va merge pe ea. Zii tu, Cipa, ce vrei să spui tu. Cumva zona asta medicare. Partea pe care a spus-o Mihai, exact. Bun, Cristina, răzvan după aia. Foarte bine. Și cumva să spunem critic, la modul să aibă gândire critică. Gândire critică. Nu neapărat să spunem, bătăios și insolent, obraznic, să fie să gândire critică. Da, foarte mișto. Răzvan. Mă gândeam la ce zis tu, la seriozitate, adică do what you say. Cumva să te poți baza pe el. Serios. Asta spune, mai spune mereu rând de la Andrei Pitiș că do what you say and say what you do. Adică să spui ce faci. Poate să faci ce ai spus că vrei să faci, să fie apropiat de seriozitate. Lucian. Hai, zi opta. Mi se pare foarte important să știi să comunici cu cei din jurul tău, cei cu care lucrezi. Că niciodată nu vei lucra singur. Am avut colegi din facultate care... Dar dăm exemplu, spune că asta e greu să definești bună comunicare. La ce te referi? Mai granulezi un pic subiectul. Spirit. Să activi spirit sau ce te referi? Dacă ai până în echipă care e super bun tehnic așa. Și vine unul mai la pui așa și vrea să-l întrebe și vrea să-l întrebe ceva. Și ăla nu știe să-i comunice, nu știe să-i explice sau nu vrea că vii tu să mă întrebi pe mine, caută singur, dar ține nimic. Bine, dar ești un om care poate să ceară ajutor, să oferă ajutor, fără să intre în discuții alambicate, ceva în genul ăsta. Da, și? Sau când se întâmplă ceva, a apărut o problemă, să știi cum să-i comunici tipului care a generat problema, să nu reacționezi urât, să știi să spui. Foarte bine. Deci cumva să-i dai pe un, să-i comunici într-un fel încât să nu-l antagonizezi și să faci într-un mod constructiv, să-i spune. Exact. Exact, cum e chestia dat la fete, pe care e oricum foarte grea. Lucian. Inițiativă, proactivitate. Esențial. Inițiativă. Omul să vină acolo să spună să facă el, ceva cum să vii spui, dai, ia task-ul, după aia vine înapoi și de alt task. Vrei să fie inițiativă, să fie proactiv. Este, mi se pare esențială chestia asta. Mihai, după aia simplu. Curiozitate. De tot timpul de ce? De ce e bine, de ce e rău, de ce e orice? Super, cum spun eu, cea mai bună întrebare este de ce? Da. De ce spui se depinde? Cea mai bună întrebare. Nu, dar să spui de ce? Da, foarte mișto metodă. Silviu? Modestie. Să-ți dai seama că întotdeauna poți să îmbunătățești ceea ce faci. Să deci... nu îți creezi o barieră din propria ți imagine. Au, deci cumva au pus autosuficienții. Da, da. Cam asta este. Diana, ce părere ai? Ce anume? Ambiție. Foarte bine. Facem un lucru care să fie cumva willing să meargă mai departe fără presiune, adică să fie câte internă, pentru că asta o spui tu, definit intern. Larisa. Ceva ce pot convers conflictul lui Mihai. Da. Să știe să ceară ajutorul atunci când e cazul. E ok să cauți tu? Da, nu cred că Mihai spunea asta, cred că Mihai spunea să nu fie să vină. Da, invers, e opus, adică... E o chestie complementară, Dar adică nu e bine să fii să spunem, să întrebi non-stop, dar nici să stai acolo ca unul să nu... Să știi că merge bine tot. După aia, da, să nu rămâne după aia. Ok, Alex. Mie mi se pare că e foarte important să nu fii egoist. Adică?
mai concretă, în ce să să adică dacă ai cea mai concretă chestie, dacă ai informația să poți să fii deci să, ai... să ai să ai cumva să spunem willingness to share, dorința da, să dai mai departe informații. Da. Ok, da, e bine. Pasionată de vechi, să te întrebi dacă n-ai interes pe domeniul într-adevăr, dacă îți dai bife, nu obții nimic. Ok, super. Acum, vreau să spun, este că toate chestiile sunt într-adevăr importante și sunt câteva, am de spus două lucruri. Unu, este că multe dintre aceste lucruri sunt importante, dar țin cumva și de persoana fiecare dintre noi. Că nu o să fie un care să spună, bă, astea sunt la fel de importante. Ne putem cădea de acord că sunt toate pentru noi importante, dar fiecare va avea o marjă diferită. De exemplu, fiecare va aprecia mai mult una decât cealaltă sau va avea fiecare o cotă de relevanță mai multă pusă pe un anumit. Și să pun eu un contrar, vă spun care gândează pentru mine. La un moment dat, în timpul despre, de exemplu, mulți dintre oamenii de aici cumva le înmagazinează, le pentru mine importante. Poate și vă vrei să le găsiți printre ele. Eu le pun aici ca să vedeți cum le văd eu. La ce mai trebuie să lucrăm? Ce anume? Și mai vedem la ce trebuie să mai lucrăm. Da, și mai trebuie să mai lucrăm. Ce am pus aici este focus. Concentrare. Un om care se duce acolo și când face un lucru, face acel lucru, frate. Nu face 50 de chestii, când v-au pus sub eu, probabil. Face o chestie și o face bine. Și cel mai important lucru, nu are drag de exterior. Cad, bombe, vin ați vezi în jurul sau ceva, nu este pe chestia de acolo. În felul ăsta ai garanția că aia va fi productivă. Se pune un pe o chestie, băi, și pe aia o faci. Dar asta ține strict de domeniul tehnic, adică alte domenii nu. Eu cred că sunt oameni care să, dacă își pun cap să facă ceva, să-l facă, să nu apară acum să mă gândesc la telefon, apare un gând aiurea, să poți cumva să ai o gândire single-threaded pe un subiectam într-un interval de timp dat. Poți să doar 5 minute, nu ca să fie chestia asta. Da, dar gândește-te că, de exemplu, ești responsabil pentru o echipă, tu ai, da, să faci, ai să termini ceva, dar totuși echipa are nevoie de tine, ce le zici? Cred că la nivel de management, adevărat, avem putea să fie chestie bună, însă, cred că și acolo, când faci planificarea sau ceva, să gândești, băi, cum ajut pe unul ăla, să te poți gândi la chestia foarte bine și foarte concentrat. Eu nu spun să fie chestia care să faci la nivelul unei săptămâni doar un lucru, dar măcar când faci o chestie, să-ți fie gândul doar la aia. Mie mi se pare cumva opusul la multitasking și pentru mine multitasking... Nu este opusul, este să ai secvențe de focus, la asta mă refer. Deci pentru întrebarea asta, ca și manager, dacă tu chiar să păstrezi focusul, poți să delegi la cineva cu mai multă experiență. Da. Poți să ai inclusiv problema, dacă nu ești focalizat, rămâi prins în chestii și ajungi bottleneck. Da, știi ce mi se pare? Mie mi se pare că tu ai nevoie de, nu știu, încerci să tratezi cauza, nu efectul, adică pe tine te interesează efectul. De ce consider că focusul, adică dacă omul ăla își duce treaba la bun sfârșit, dacă a avut sau nu focus, de ce e important pentru tine asta? Nu cred că un om care este defocalizat va avea aceeași calitatea lucrului și aceeași eficiență productivă la fel cum este defocalizat. Sublinia calitate. Păi, n-ai cum să-i calitate respectivă. Deci va ajunge la un rezultat, va fi alt outcome, la asta mă refer eu. Și, de exemplu, treaba când ești concentrat și făcut o anumită treabă. Pentru mine, exemplu, aici este Lucian, care este exact pe zona asta. Dacă vedeți că dacă ești bun. Deci ăsta este Lucian. Ăsta își face treaba lui. Pentru că este extraordinar de bine. Da? Dacă este pe sens compari inclusiv teza Lucian, poate să vezi cum anumite chestii. Omul este exact pe treaba asta, că le are acolo și stă pe ele. Adică este fundamental. Asta e chestia pe ce este foarte mult la Lucian. Altceva. Poți să întreb ceva? Întrebarea este, de ce focusul a fost cel mai important dintre toate? Nu există ordine. Ah, ok. Nu e ordine, atenție mare. Poți să spui care ți-e pare cel mai important la final? Cred că ăsta. Cred că ăsta. De ce? Pentru că mi se pare că e baza, pentru că mi se pare că este un fel, la nivelul la care lucrez eu acum, de exemplu, sau în momentul în care lucrez eu, am nevoie de oameni care să aibă calitățile astea, sau să lucreze în zona asta, ca să nu apară probleme netehnice, umane, foarte care sunt mai multe decât cele de tehnice. Aia mi se că probleme de natură umană. Mai dacă exemplu și aici. Pentru că un climat empatic nu va demotiva, nu va face angoasă, nu va face o chestie așa că se simte cumva asuprit, deranjat. Chestia mai subtilă, nu? Adică eu cumva țin un mediu de lucru foarte, cum să spun eu, cald, primitor. Și de acolo cam merge celălalt. Asta e cumva foarte important, pentru că ține acest, să spunem, environment, că trebuie să construi mai departe. Sunt foarte de acord, dar numai că mie în spate empatia vine mai mult din partea de dedicare, cum a zis Mihai, sau din
Eu văd o chestie super strict umană, o chestie strict umană. Păi da, în momentul în care să mai mulți oameni într-un grup care își doresc și chiar lucrează în aceeași direcție, în aceeași direcție, atunci vor avea și aceeași empatie. Adică chestia asta mi-e strică că mi-e împatită. Eu cred că na, sunt oameni care sunt super buni programatori și sunt într-o echipă și dacă îi trebuie altceva să fix ca un zi și... De ce a da. Da. Acum să vă spuneți... Deci, la început nu a fost în aceeași rău. Cipa, nu este ca și cum e... Atenție, ce spune ce nu este o chestie pentru mine, nu e ceva generalizat. Poți să fie chestia pe care alți se vadă altfel. Nu sunt de acord, dar... Era singura mea chestie că mi se face empatia mie din alte chestii și nu trebuie să fiu. Nu, eu, din perspectiva mea, văd ca fiind o chestie centrală, care trebuie construiești. Așa văd, o să dau și exemplele în continuare. Deci asta înseamnă, pentru mine ce înseamnă empatie, chestie pentru mine înseamnă foarte ascultat. Este o chestie incredibilă. Cât de puțini oameni pot să asculte, nu să audă, să asculte. Stai acolo doar să asculți omul ăla. Și cel mai important lucru, bă, să nu judeci în durerea mea. Oamenii spun, a, păi nu e bine. Să-i greșit, păi nu e chestie, trebuie să faci altfel. Este o chestie care îți tratează orice fel de chestie de comunicare. Când vrei să faci cu cineva, ai o problemă de orice natură, personal, nepersonal, profesională, fizică, ce vreți voi, și spune acolo, a, da, dar trebuie să faci așa ceva. Te termină. Deci aia este o chestie care te doboare instant. Și asta se întâmplă că tu e bine omul care este în zona să fie înțelegător, să fie acolo și mai plăcut să nu ofere soluții. Eu spun că există două categorii de oameni foarte nasoale. Unu, bărbați. Nivelul 2, bărbați ingineri. Cea mai nasoală categorie de bărbați. Ăia sunt de care tot timpul oferă soluții. Da? Vine atât problemă? Am o soluție. Dacă ești inginer, e cu atât mai rău. Și cine într-o relație de termen delungat cu inginer, știți la ce mă refer? A, păi să facem. Azi, cum ai să rezolv problema asta? Bă, dar aia să prinsă pentru că este o problemă. Eu știu că vrea să fac conexiune pentru că este problema respectivă. E o chestie eminamente umană. Dar oamenii spun, eu îmi fac un program, trebuie să rămân un program. Așa funcționează chestiile. Dar e simplă soluția pentru problema asta. Deci și cum e cu femeile ingineri? Big up both ways, cumva, dar cumva mi se pare că bărbații au chestia asta foarte solution-centric, femeile se fac communication-centric, și după aceea când ești în inginer, care este mai greabă bază pe soluții, e cu atât mai nasol. Și să lucrezi la chestia asta. Și asta știu doar și de la mine, ca femeile de genul ăsta. Petre. Da, cred că mai degrabă e important să te prinzi când cineva și cere ajutorul, să zicem, suport emoțional versus băi, aia este empatie. Se prinde chestia asta. Ori mulți oameni spun, amic, o problemă, trebuie să găsim o soluție. Care e faza acum? Și de aici, am chestia faptul este nu reproșa. Asta e, deci, eu oameni care reproșează este, din nou te elimine, spune acolo, a, nu-i bine, sau nu-i cu bine cu așa. Deci, asta e când, și aia vezi lipsa de empatie. Reproșul din punct de vedere este antitetul empatiei. Să-i spui cu bine să fac, sau n-a făcut bine. Și chestia care, cum să spun, este atât de... Mi se pare atât de prezentă încât nu vine să te dea până așa multe pe chestia asta. Văd unul care reproșează non-stop. Și țin un clima asta foarte tensionat. Vezi cum se creează tensiunea din cauza reproșurilor. Și asta este bună pentru atmosfera echipei, care este foarte importantă. Exemplul cel mai important este Mihai Țigănuș. Mihai este, din punct de vedere, este natural empatic. Printre puțini oameni care sunt natural empatic. Dar vreau să spun că el nu te judecă. Dar să-mi dea cum e chestia acolo. Deci este natural empatic. Este fascinant. Este printre cei mai... Empatia mea la mosta naturală. Oamenii se pot educa, dar el are chestia asta. E fantastic. Vorbește și acolo, da, chestii pe acolo, da, putea fi așa, dar așa foarte, fără să judece. Este o chestie incredibilă. Eu n-am nivelul ăsta cum sunt empatic natural. Lucrez la asta, dar e mai departe. Cineva spune, este un pic, este Răzvan Nițu, care însă este un spirit un pic prea analitic și intră în zona asta de judecată și alte chestii astea. El este cumva destul de înțelegător. Dar este sub nivelul medic, că este foarte analitic. E mai... Trălălău, așa, mai mult, dar și e foarte ușor să comunici cu el chestiile astea. Nu te judecă. Da, ce fac? Prin faptul că ai pus numele ăsta pe slide, nu înseamnă că judeci? Posibil să da. Da. Just saying. Nu există chestii de 100%. Așa, altceva. Compulsivitate. Iată, mi se pare, și cred că mulți aspecte negative, mi se pare chestia esențială. Oamenii compulsivi acolo, bă, omul vine, face și face acolo. Bă, ce face? Așa crede că e bine. Merge acolo. Ce faci acolo? Asta, de ce? Trebuie. Știu că poate că este, e de ce e chestie negativă, pentru că este foarte important. Înseamnă că omul, dacă stă acolo, bă, ăla nu se spune nimica. Va face chestia fără nici fel de problemă. Deci va sta acolo, va da la pilă, o va întoarce, face toate chestii în fel și chip, mi se pare super important. Atenție mare, are chestii negative și treaba asta. Dacă ești compulsiv și focusat, ești în dedo. Cred că da. N-am făcut treaba asta, nu prea știu un om compulsiv și focalizat, să știți. Și exemplele că demonstrează exact așa este.
Și asta, asta pentru că simți tu nevoia, e o chestie foarte internă. Asta e o chestie foarte greu, e o chestie internă care tu o faci și nici o seama compulsiv, de fapt, chestia, bă, asta se va întâmpla. Într-un fel sau altul, ăla va face în conjurul lumii, va dobură avioane, it will make it happen. Asta fac compulsiv. Te poți amintiți, puțin, trebuie să fac acolo. Trebuie să fac. Așa sunt compulsiv. Da, da. Poți să fii compulsiv pe ceva care este din Cristo. A, evident. Ăsta este riscul compulsivității. Vine la un loc. Așa, este chestia, I have to do it. Bă, de fapt, uite acolo. Și este bine pentru că vrei să ai lucrurile să fie făcute. Nu să ai din mai domnul. Vreau să fac. Evident, mai este Alexandra. Alexandra repară țevi, face proiecte, ține ore, are și de pisici, de oameni și mai departe. Păi că oamenii să vine dimineața și zice, ce mai fac eu astăzi? Îți fac și aia, nu ca mai. Dar mă de făcut, nu, azi nu pot, să fac acolo. Vezi acolo. Și acum ai stat într-adevăr. Este un fel de opus de focus. Că n-am. Da, atunci ai zice, ai legătură cu Alexandre. Deci vezi că este un fel de Mihai Țiruș al compulsivității. E natural and compulsive. Asta e foarte mică, dar ești ca fi acolo. Nu o să doarmă nopți, face acolo, n-are nicio treabă. O face să-i facă întâmpla. Două zile au fost înainte, nu 5 ore. Ăsta n-a fost un reproș, Răzvan. N-a fost un reproș, până nu. A fost doar ceva pasiv-agresivitate, așa un pic. Altceva este clar Mihai. La fel este și Mihai. Da? Știi? Ăsta e exemplul mecanic care era faptul. Acum s-a mai cavat un pic Mihai, e mai așezat. Dar peste era trăie, cum ai fiți compulsivitate. La casa lui. Da, n-are de ales, e ținut acolo, are niște parametri de funcționare, tragi de o manșă, mergi de altă manșă, nu mai e spirit liber pe o ginioară. Dar la PlayStation este compulsiv. Altceva, oameni care sunt, are de unii extra mari, oameni care spun, bă, am făcut până aici, dar a apărut ceva sau mai e nevoie de încă ceva, n-a fost planificat, hai să facem încă ceva. Apare de asta stupidă, datorată din cauza de planificări, de diagrame, gan și mai departe, că lucrurile merg cum trebuie. Crap, lucrurile nu merg cum trebuie. Apar fel de fel de situații neprevăzute, apare ceva nou. S-a întâmplat o chestie nedubioasă. Cum faci asta acolo? A rămas la whisky. Da, cum este o problemă respectivă. Da, se întâmplă des. Și ideea e că dacă faci asta, lucrurile sunt făcute foarte bine. Și vreau să spună că, băi, domnule, e bine să fie lucrurile, dar diferență mare între lucru bine făcut și lucru foarte bine făcut. Pentru că ăla consumă foarte mult efort. După cum se spune, există acea regulă 80-20, într-un program, de exemplu, într-o aplicație, într-o soluție, vei petrece 20% din timp pe 80% functionality și restul 20% din timp pe chestiile alea, pe corner case-uri. Că alea s-au pus să meargă cum trebuie. Un exemplu concret, Blizzard. Se spune că Blizzard nu are învățat nimica. A făcut Warcraft, Starcraft, erau remake-uri, erau chestii foarte bine știute. Diablo la fel, erau un RPG, erau chestii noi. Cred că și World of Warcraft au fost mămoră cu gurete de World of Warcraft, bănuiesc. Mă, cred că au fost. Dar ăștia ce-au făcut, de exemplu, Diablo, te-a fost ca fiind perfect execution. Deci ăștia ce fac perfect execution. Iau o idee, bă, și dau cu șmigel, pe până iese, zici că e diamant. Asta fac ăștia care cu două idei extra mari. Am întrebare. Da. Ai de Warcraft? Jucăm mai încolo? Facem și aia, suntem compulsivi, ne băgăm. Așa. Deci este bun omul de genul ăsta, cred că ceva bun sfârșit. S-a întâmplat ceva, o va rezolva. Exemplu practic este Ciulescu. Ăsta nu doarme nou, fratele meu. Ăsta e nebunie, să spun ceva, are teme de făcut la driver. Problema nu este că nu este reliable. Asta e problema lui. Dar de altfel, stă acolo, nu doarme. Când doarme, cred că ar prea bun, dar nu cred că ar urmă așa prea bun de somn. Dar asta face, este acolo. Cumva aici mai sunt și compulsivi, că na, trebuie să facă chestia asta. Zi, Lucian, scuză-mă. Voi să da, eu intru în zona asta, probabil că na. De asta aici, din păcate. Adică, din păcate, nu, din păcate am ajuns să fac foarte mult chestia asta, dar e chestia care să-mi o reglești cumva, pentru că asta, într-adevăr, are partea negativă, că îți consumă multă energie. Și eu de prea multe ori fac de găuni de extra mile, că de orice fel de chestie în extremă este prea mult. Până și empatie e prea mult de ursulai, cred că îți consumă multă energie ție. Întrebarea e, da, că mie nu spune că găuni de extra mile nu e neapărat un lucru rău, dar întrebarea e de câte ori acel extra mile ajută sau nu. Nu știu să... Pentru că de foarte multe ori ai tendința să mergi de extra mile fără niciun sens. Da, întrebarea... Toate chestiile numerate până acum sunt double edged sword. Da, exact. Deci nu există nimic care să fie 100%. Deci există într-o parte și în alta. Și de-aia trebuie să vedere cum le compensezi, cum le completezi. De exemplu, și empatie, unul care este foarte... Empatie este curată foarte cu energia cumva internă. Dacă ești foarte empatic, te epuizezi.
Nu poți să-i stai sub toți oamenii, să-i faci cu toată omenirea asta. Mi-e stai de suflet, dar n-ai cum. Foarte empatic poți să vezi și să nu progresezi, pentru că da. La un AVP, ok, poți să accept orice, pentru că da, poți să, deci poți să nu spui nu, poți să mult prea da, suport, poți să fii luat de fraier, da, sunt diverse probleme acolo, de adevăr. Nu sunt empatie. Ce anume? Asta nu e empatie. Ce anume? Empatia e să poți să înțelegi da. Ce faci, ce da, dar nu poți să faci asta la nivelul de 20 de oameni într-o zi. E greu să faci toată oamenii ăsta. Și te va consuma. Dar asta nu înseamnă să te pui tu în poziția lor. Adică nu... Trebuie să-i poți să-i înțelegi într-un fel, să-i pui acum. Da, dar e altceva să poți să înțelegi și altceva să rămâi acolo. Bun, așa este, dar dacă tu consumi timp înțelegând pe mulți oameni, n-ai timp pentru tine. Dar aici spune de progresare, că rămâi cumva acolo, e chestie de consum, adică tu ai și tu, ai și cu energie și un timp și depinde cât nu te investești. Nu e o chestie negativă per se, dar e un consum. Sau pot să fie chestii, de exemplu, doi oameni au părere diferită și tu le înțelegi pe ambele. Da, și nu poți să tragi linia. Cum era chestia aia, vin doi oameni la Samson și spun, nu știu, spune, nu spune, bă, dă-i dreptate. După aceea spune altul, bă, știu dreptate. Și după aceea spune sfertic, bă, dar nu pot să-i văd dreptate. Băi, și-o dreptate. Cam așa și aici, știi că... Bun, altceva, acum, exact ce a zis Lucian, bine, cumva de inițiativă, mi se pare foarte multă autonomia. Omul se asume, băi, asta-i treaba mea, asta-i tarlaua mea, în care tu mi-ai chitat. Faci ping-uri pe rând, dar este că omul când spune, băi, eu sunt oameni de treaba asta, eu fac aici, it's going to happen, e mai de treaba mea, gata. Deci omul are autonomia pe chestia aia și-o asume partea sa. Și aici vine foarte multă chestie de motivație internă. E self-driven. Asta este esențial. E, mi se pare din nou, este foarte important să ai acolo omul care nu vine acolo și te pune, e bine ce fac aici, mai fac aia, băi, e treaba ta, e tarlaua ta. Delegare completă, ai mână liberă, use it. Să-i placă chestia, să-i placă omul să fie în control, lucrurile să facă să se întâmple lucruri. Este fundamental să funcționeze chestiile într-un orice fel de sistem. Dar, Dilo, asta este în cazul în care ceea ce face mare un impact major, pentru că dacă ai un... Ba da, orice. Prim ministru, vreau să zic, dacă aș fi prim-ministru, de exemplu, pardon, când o să fiu prim-ministru, ministru să fie autonom. Mi se pare esențial. Nu știu ce faci pe acolo cu chestiile alea. E treaba ta, e tarlaua ta. Trebuie să ai autonomie. N-aș alege ca prim-ministru oameni care, ministri care să nu fie autonom. Dacă ține doar de mine, acum e un politic mai complicat. Dar asta ar fi esențial. Adică cineva poate să aibă autonomie, dar să nu aibă neapărat cunoștințe, nu știu. Păi, nu vine de unul singur, Doamne ferește, evident că nu. Păi, nimeni de ce nu este de una singură. Un om empatic care nu are niciodată cu domeniul este acolo doar pus de sac de box pentru ceilalți. Poate să aibă autonomie și să ducă la un sfârșit, nu neapărat la un sfârșit, ceea ce face. Da, dar poate ce spune aici nu este single trait. E o chestie importantă, nu spun că este trebuie să fie doar aia. Așa este, spune aici, mi-a plăcut foarte mult și îmi place de Cristi. Unde Cristi, mă? Așa, exemplu, Cristi și acum aminte că lucra la VMXL4, a avut de face cu un proiect care nu era neapărat pe placul lui Sărânia, ci nu era prima lui opțiune. Bă, dar asta le-a făcut o chestie super, a ieșit artura și deci a fost genial. Adică a fost interacțiune minimă din partea noastră, Lucian și Mihai Mâncau, dar omul a fost acolo, băi, facem asta pe acolo. Și mi-a plăcut că chestia asta, când a plecat Cristi din grup, a zis, bă, am învățat foarte multe de aici, am crescut foarte mult. Că a fost o chestie, cum să spun, în primul a fost un feedback extraordinar. Și apreciez și acum că ai făcut chestia, că a fost un fel de feedback, că băi, am avut treaba asta de făcut, am învățat multe făcând de asta, nu mi-a fost ușor, că nu știu să faci treaba asta, dar it's part of who I am. Și au oameni care se vreau, cumva, autonomia asta internalizată este o mare realizare. Cum ești vreau să am în jurul meu. Îi spune, asta e treaba ta, you go for it, ai mână liberă, make it happen. Ce oameni sunt foarte important, enjoy the ride. Vreau oameni care să vină acolo să fie mâncați de obiective, să spună ce am făcut semestrul ăsta. Bă, trebuie să te bucuri de ceea ce faci. Trebuie să-ți placă chestia asta, apropo de pasiune. Trebuie să ca în fiecare să te bucuri de chestia. Nu să spui ce am mai făcut, ce o să peste 2 luni de zile, nu. Carpe diem. E mișto ce fac acum, îmi place chestia asta, hai să o fac. Atenție, spune obiectivele, dar să nu te consumi obiectivele. Să te bucuri de journey, dincolo de destinație. Și aici să-ți placă ce faci, să intri ușor în flow. Asta Mihai știe de chestia de flow. Să intri ușor în flow. Știi dacă tu Axon turmentatul approves. Da? Să fii automotiv, să intri în flow, să faci acolo. Să faci chestii puse să bucuri de ele, dar să fii, pur și simplu, delegi cuiva chestia, nu intri acolo, bă, îmi place, fac chestia de mișto, bine, fac altceva, pune căști, ascultă muzică, omul își face treaba foarte bine. Aici mi se vede un exemplu foarte bun, este Eddie Stanilor. Bine, care are un ratio de intrat în flow așa, nivel de minute, intră acolo, puf, gata, face treaba. Și bam, și bam, și bam, că 5 comituri, chestii pe acolo, e fascinant. Și îmi place ceea ce face, omul se intră acolo și e acolo, e el însuși, pur și simplu. E pătruns de
de proces. Așa, altă chestie care mi se pare mie de rău foarte importantă, pentru că lucrăm în mediu, eu lucrez în mediu academic, este să vorbească direct cu mine. Pentru că să vorbești atât de pe ocolite, pe la Botoșani, încolo, Bița, să audă, te nebunești. Sper că aici l-ai pus părăt oameni bine. Maybe. Și atunci este să spune, say what I need to hear, not what I want to hear. Puterea de a spune, bă băiatule, avem o problemă. E de rahat. Nu merge. Atunci e bine să nu spunem ce într-un mod să spunem foarte insolent, dar să spunem, bă, this is how it works, avem nivel de chestia asta. A fost o chemat de chestie de seriozitate sau ceva, a fost o discuție la un moment dat pe tema asta. Spunea, bă, asta e important. No bullshit. Da? Spune-mă care-i treaba. Zim pe bune. Nu mă lua aici cu vrăjel din alea, bam, bam, bam. Zim care-i treaba. Nu mai sunt pe tine. Alexandra? Așa. Aia înseamnă să fie un om autentic, să fie chestii nou foarte valoroase în sine, să fie cumva bun să spun care sunt problemele. Eu, de exemplu, eu, la nivel personal, asta nu e chestie generalizantă, eu am asta foarte mișto cu Mihai Chiroi. Când vorbesc, îmi spune foarte bun și trebuie să facem APC, îmi spune exact pe ce chestia asta. La fel foarte mult Lucian și Mihai. Am prea foarte mult și am făcut până de chestii de dat într-o parte sau în alta. Da. Ține asta de o relație construită în timp sau de la da. Început? În timp, la mine s-a întâmplat în timp. Adică durează să te acomodezi cu ceva să poți să-i spui direct, dar să nu se întâmplă. Deci cred că durează ani de zile, bărbuiesc, ca să pun la nivelul ăla de confort să spui de chestia asta. Dar sunt oameni care nici după aia tot au cumva temerea asta. Da. Așa? Și de asemenea să s-a văzut foarte cam în seara asta la Larisa. Când aici am spus, spune, e foarte multă chestia, deci spune exact pe șleau. Mi-aveam de pe Adriana Drăcici, era la fel. Când vezi că îmi spune, bă, deci Adriana Drăcici foarte așa, fără perdea. Dă acolo și bang, și bang, și bang, nici fel de stres. Chestii, pentru mine sunt chestii foarte importante. Așa, încă ceva răbdare. Asta e esențial. Și are pe doamne care să... Ce e aia? Când să facem răbdare? Înțelegerea faptului că nu se întâmplă lucrurile acum. Opta. Exemplu e Nicolae Țăpuș? Da, chiar este. Chiar este. Chiar Nicolae Țăpuș este. Da. Și că e nevoie de timp și că multe chestii, băi, nu le faci din prima bine. Nu se zică nici. Încerci probabil ceva, o să iasă ori prost, ori mediocru. N-a făcut nimeni în lumea să cea bine din prima. Nu s-a întâmplat. E nevoie de răbdare, durează în timp. Deci e nevoie de timp. E nevoie să-i crezi asupra lucrurilor rost. Și e o formă de realism. Băi, trebuie să facem un pas. Prima oară așa cât de cât, după aia mai departe. Și e bine ca să le mai bine, că prima le faci așa cât de cât, dar după aia, bă, data viitor le faci și mai bine treaba asta. Cum s-a sfârșit lumea? Hai să mergem la pasul următor. Da? Da, v-am zis, e Țăpuș. Chestia Răzvan ți-o recupă răbdare asta. Stai asta acolo, cam chestia este neprimată lucrurile astea. Dar Țăpuș este, cumva, este un model pentru mulți oameni cu chestia asta. Este fascinant cât de poate să omul și se rezolvă chestiile. Bine, cumva dus într-o extremă răbdare din punct de uneori, dar e super tare răbdarea aia. Și cum le și așa ușurel, lejer, e foarte mișto pentru, exact pentru treaba asta. Ai și un playlist. Ce anume? Ăla citem în privat, dacă așa, altă chestie, disciplină. Multe lume spune de organizare, spus de... Am spus de la... Depinde și de chestie internă. Organizația ne cumva de organizare a unor oameni, altă chestie, despre este o chestie internă. Un om care are o rigoare internă, în care faci ce trebuie și nu faci ce nu trebuie. Adică omul își fasează singur limite și spune într-o parte sau în alta. Nu treci de barierele astea. Că este de om, mi se pare important. Și gestionează timpul și atenția. Spune, asta e focusul meu, asta fac acum, după fac celălalt. Adică un care poate să-și pună cumva singur bariere sau să să-și deschidă singur obicei. Asta o să fac azi și mâine, că trebuie să fac asta mereu. Și asta este esențial pentru stabilitate. Dacă vrei să ai așa mereu spike-uri, ok, nu ai vedea de disciplina asta. Dacă însă vrei să ai o chestie stabilă, dar lungul timp, nu ai vedea de disciplina. Deci am pus cu valighiță. Vale că scrie la CTF-ul și la totul materii, n-a fost o dată, stai că de vreun termen. Le face un picus înainte și sunt făcute până la ultima virgulă. Rar apar griciuri, este, nu știu, are o chestie, zic că e robot de multe ori. Nu le face ceva, e acolo, pentru mine este o modă pe chestia asta, are o disciplină fantastică, de fier. Și de ce e de mai multe de făcut? Ce anume? pentru că Vale este un om foarte, deci spune, bă, asta nu pot să fac. Mm. Își știe foarte bine limite, că e foarte disciplinat, nu e... E bine făcut, are chestia asta foarte bine pusă la punct. Așa, acum întrebarea este să spunem că noi suntem mai mulți oameni. Vrem cumva să dăm aceste atribute, să le dăm, să ajungă să le primim din jurul nostru. Cum facem asta? Prin a fi exemplu? Prin a fi prin exemplu, ok, foarte bine.
Am eu și la asta, derivezi să iau cumva altfel, să pun întrebarea ajutătoare, răspunsul este cu cea Ioana, să știți, dar vreau să dau cumva așa o pui că aveam o idee în cap. Să spun o chestie un pic mai personală, să spunem. Cum faci pe cineva să facă de tine? Nu știu, poți să vreau și să știu asta. Și vreau să știi asta. Să-l pui să-ți facă favoare, da, foarte bine. Eu știu, îl asculti. Îl asculti, e empatic, da. Nu poți. Îl asculti? Nu poți. Păi și nouă cum te place de tine? Vă place mult natural. Vorbește numele toarica. Da, deci, tu nu poți să faci pe cea să de tine dacă nu-i face deja de tine. Chestiile astea nu sunt negociabile. Apare ideea asta undeva cu un moment, dacă mă duc la tipa și vezi mult, până să o convin. Poți să o convingi, dar va fi pe acela, bă, hai cu pana mea. Dar ideea că asta, aia nu este o chestie, cum să spun, naturală. Chestia adevărate, ălea putem să vin natural. Dacă cuiva face de tine, îi place de tine pentru cine ești, nu pentru că a vrut cineva să a vrut acolo, că a fost ce vrăjeală, nu știu ce fel. În toată asta, nu știu chestii absolute. Dar vă spun doar că ideea că trebuie să... Poate să fie care nu sunt neapărat realiste. Ce anume? Poate să fie chestii ajutătoare care fac pe cineva să-i placă de tine, da? Care nu sunt neapărat realiste. De exemplu? Gașca, oamenii prin care... Da, dar deci, eu vreau să spun aici cumva, dacă nu există, să spunem, o fărâmă de interes din partea unei persoane, să spunem pe chestia asta, nu se va întâmpla nimic. Dacă este acolo un grămuțe, poți cumva să-l influenți, cum a zis Oana mai devreme, prin model. Dar e că, în mod normal, tu nu poți forța pe cineva, pentru că nu se va întâmpla chestia asta. Dar stai puțin că sunt... A crea niște lucruri într-o persoană, asta nu înseamnă neapărat că persoana respectivă trebuie să te placă, adică... Nu, era legătură, sunt două tipuri distincte. Ok. Sunt două tipuri distincte, scuze, am doar ca idee, pentru că ideea că tu nu poți să faci în mod forțat, ușor, să spunem, să oamenii se atributele astea. Nu poți să faci asta. De ce? Pentru asta era bine, că unii probleme de tine, asta era chestia, dar de ce nu spui chestia asta? Și să spun ceva. Eu am un vorb care spune așa, e mai ușor să schimbi un om decât să schimbi un om. Adică, e mai ușor să înlocuiești un om decât să transformi un om. Pentru că omul vine cu un bagaj sociocultural, psihologic al său, pe care ăla l-ai construit. Tu poți să dai acolo cu data până repar ceva, dar va dura și va avea câteva condiții, vă spun după care sunt condițiile. Altfel, mai bine intra cineva cu care vezi că e o conexiune, vezi că are niște atribute și pleci de acolo. Din acest motiv, spre exemplu, veți găsi oameni care vă veți înțelege și oameni care nu veți înțelege. Dacă așa realist, bă, dar de ce nu mă zic cu persoana respectivă? Pentru că nu apare, nu știu, o chimie, o conexiune. Se întâmplă. Nu suntem făcuți, suntem cu toată lumea. Nu apare treaba asta. Și nu merge asta în care dacă insist prea mult, se va întâmpla. Poate să meargă, dar până într-un punct. Și eu mai am ceva de zis, și anume, că dacă vrei să schimbi cumva sau cineva, acei oameni, este condiția, mi se pare condiția sine die, trebuie să accepte chestia asta ei, sau mai important, să-și dorească chestia asta. Dacă omul nu vrea, tu poți să prezi la fel de o chestie, eu îi spun, o chestie tranzacțională, negociată, una internalizată. Este diferența între a fi, să spunem, într-o relație cu cineva, pentru că, bă, eu tit for that, nu e bună analogia asta, nu e bună cuvântarea, eu îți dau ce atunci dai ceva, da? Să știți că este natural, este dorință naturală, e natural desire. Care este nenegociabilă. Aia există sau nu există. Dar să te cumva stupid să te apuci să angajezi oameni care n-au treabă cu tine, să se vede cu persoane care nu, pur și simplu nu te lipești până la un nivel acceptabil. Nu merge de mai. Că poate să meargă. Asta e și problema. Că apare chestia asta că trebuie să insiști. E o prostie. Poți să insiști, va merge probabil ceva, dar o fi chestie cumva pe jumate artificială. Depinde de nivelul... Da, nu este o chestie absolută. De nivelul companiei, de câți oameni ai, adică de câți angajați ai. Eu spun dacă, de exemplu, dacă tu controlezi tot. Dar nu, știu că nu poți. Altceva să lucrezi cu 20 de oameni, altceva să lucrezi cu 2000 de oameni. Adică gândește că pentru o companie costurile recrutării sunt extrem de mari. Da, păi și eu. E mult mai ușor să dai afară pe cineva și să angajezi pe altcineva. Eu spun că într-un caz ideal, fără niciun fel de coerciții sau de factori externi, a avea pe cea mai potrivit. De aia se spune omul simțește locul. Ai un om potrivit la lucru potrivit. Da, nu, într-un sistem ideal. Da, sistem ideal. Dacă spune eu, mi-am dat între doi care să lucrez eu, eu am de ales. Și n-am niciun de constrânge. Da. Eu sunt sistemul ăsta. Dar ideea că măcar să încerc să maximizez chestiile astea. Asta și mări. Eu țin minte, mi-am
managerul mea, care, în care am devenit team lead, mi-a zis că cel mai ușor lucru pe care poți să-l faci este să dai afară un om. Da. Ceea ce demonstrează că tu ești un manager bun sau un team lead, este să reușești ca din cel mai... Eu cred că în momentul în care un om a ajuns la locul nepotrivit, atunci prima greșeală. Deci atenție, într-adevăr, nu sunt de acord că dau mine afară, dar cred că dacă am un om nepotrivit acolo, cineva de acolo a făcut o greșeală. Nu neapărat. Depinde ce resurse. Da, dacă n-am avut resurse respective, așa este, într-adevăr, depinde ce nu s-a avut. E foarte... compromis. Da, încheți compromis, dar bine, am cumva să spun într-un caz idealizat, vreau să spun doar înțelegerea ideii că în mod dat nu poți să forțezi să fie altfel decât cum este. E foarte important pentru relație. Da, și e foarte important pentru relație. De-a și paralela. Nu poți spune, bă, acum acolo vreau să fiu persoană înțelegătoare, dar acolo nu este așa, nu este, Lucian. Eu voiam să fac o paralelă foarte puntită. Așa. Policia anonim. Așa. Oamenii trebuie să accepte sau mai bine să-și dorească să se schimbe sau să îmbunătățească. Da. Așa este. Un apel că nu vreau să se schimbe apel. Oamenii care, de exemplu, se lasă de fumat, se lasă de fumat că vor ei, nu că i-a venit cineva să spună că acolo zice, nu se întâmplă. Au o dorință indică, au un imbol intern, trebuie să vină de la ei chestia asta cumva. Hai să nu intrăm că e... Adică orice dependență este o dependență emoțională care se plasează într-o altă dependență. Deci nu e chiar așa. Ba, depinde și de voința ta. Depinde voința ta până la urmă. Ba, da, e de voință. Bun, hai să iau chestii, chestii care intră niște chestii care sunt într-adevăr, intră o chestie mai, nu neapărat patru. Depinde la care pasie. E o chestie foarte, foarte, să spunem, de nișă. Pentru o chestie cumva, cum să spunem, chestii clinice. Dacă asta ar fi. Așa, acum o altă chestie. Cel mai devreme, cum a spus și acum ce a zis Larisa, discutăm de fapt despre oameni care lucră. E despre oameni, toți oamenii din jurul nostru. Cel mai devreme, așteptările noastre sunt de fapt similare. Că sunt apropiați, că sunt prieteni, intră aceeași categorie. Apoi, dar ideea de colaborator, că e o chestie simplă. Dar de fapt aceste idei se manifestă la toate relațiile noastre, indiferent de natura lor. Intră în aceeași categorie chestia asta. Și să dau un exemplu acum, apropo de ce a zis Oana de model, cum schimbi oamenii, care, atenție, măcar au o mică dispoziție să facă ceva. Atenție, inclusiv de a nu avea dispoziție, dar de a nu fi, de a nu se pune propriu, și poate o chestie bună să folosești. Hai să vă despre Popa Tanta. Popa Tanta este o novelă de slaviș, este super, super tare, e de preferatele mele. E deschise pe Wikisource. Cum apare chestia asta? Acest Popa Tanta începe într-un sat care se cheamă Sărăceni. Numele nu este ales la întâmplare. Era cel mai sărac stat de acolo. Oamenii acolo trăiau de pe zi pe alta, era vai de mama lor, dar n-avea nimeni vreo dorință să se schimbe în un fel. Era, bă, rău cu rău, dar mai rău fără rău. Cam așa erau oamenii. Deci era o chestie, așa ne trăim în viață. Și ce face omul ăsta? Spune, bă, trebuie să fac ce am privința. Să vine omul cu ideea că eu vin aici și mă apuc și trebuie să fac oamenii ca lumea. Și merge în trei faze. În prima fază merge cu sfat. Și spune, așteptați grăie. Dacă nu veniți voi la mine, mă duc eu la voi. Și apoi pornim popa la colindă. Cât e ziua de mare, gura lui nu se mai oprea. De-aia îmi place mie de băiatul ăsta. Unde prindea oamenii, acolo îi ținea la sfatul sau la prezentări, depinde de situație. La când ai de popă? La dal de popa de tine. Mergi la val, mergi cu popa. Intri în pădure, tot pe popă la. Popa la biserică, popa la mort, popa la nuntă, popa la vecin, trebuie să fugi din stat dacă vrei să scapi de popă. Nu te prinde de oară cu sfatul. Și de aici ce-au popat tanda? Ce-a dat? De aici spune numele tandalitură, că era așa, tot te bătea la cap, era top, top, top. Face asta un an de zile. S-a întâmplat ceva? Nimic. Un an de zile. Merge al doilea an, o dă pe trolling. Îi vedea pe dăjunte, făcea toate glumele posibile. De că era un murdar, că nu aveau ferestre în casă. Un an de zile și după aia ăștia au început să le dă și între ei. Le plăcea trolling, că nu dea mașinul de alții. S-a întâmplat ceva? Nimic. Ce a făcut al treilea an? S-a pus să-i bajocorească, dar la modul gros, să-i ocărească, nebunii, de a fost conflict cu episcopul. Și cumva a zis, bă, aia asta, așa, stai, bombă, n-am ce să fac aici, asta este. Și ce a făcut omul? Nu a ieșit nimica, s-a făcut unul singur. Și a făcut casă, și-a luat, în fine, și-a luat un teren, a pus acolo gard, grâne și mai departe. Și bine, într-un mod ideal, dar pe model personal, toți oamenii de acolo s-au schimbat fundamental. Apoi, după aia, în finalul novelei, apare unul care spune la un crossroad că apare, vezi de acolo biserica aia, care era o biserică foarte frumoasă, aia din Sărăceni. Ei până aveau, cum aveau vreo trei buștere, era biserica lor, era așa. Când stătea ceva acolo, că se mergă cu un altar.
Și omul face chestia prin exemplu personal. Și apare după aceea chestii foarte mișto, cum fata se măsurește să mărmărite cu altcineva, e foarte mișto poveste. Dar asta face prin modelul. Nu prin nimeni ca să-i convingă. Omul este acolo, face oameni și spun, bă, da, ăsta face, de ce nu face? Nu încercând să-i dojenească sau să le spună cum e bine să facă, ci făcând el și devine un model pentru asta. Și apropo acum de ce am de asta de influență, sunt câteva chestii. Că tu poți să-și afecta pe cei din jurul tău. Dar asta o poți face, în primul rând, fără nu există rețetă. Nu vreau să vine acum Răzvan și vă spune, faceți ABC. Nu există așa ceva. Nu există rețetă. Ține de fiecare dintre noi, cine ține de din jurul nostru care vorbim. Nu există rețetă. Nu există plan. Nu există diagramă Gantt. Trebuie să faci chestia asta. Și asta contează ce faci, nu atât de mult ce zici. Ce zici poate să vină ca un fel de, cum să spun, o suport pentru ce faci. Și dacă ai o părere bună despre cineva, de asta este. Că omul ăla denotă niște calități pe care le demonstrează în ceea ce face, în ceea ce spune. Ca și oricine poate să spună, vezi o persoană bună și fac nu știu chestii, dar... Where is the juice? Unde sunt chestiile? Dar chiar sunt. Ce anume? O persoană bună. Deci nu am alte probleme. Știu, Cipa, ești o persoană extraordinară. Ai 2 miliarde de la mine. Am mai zis chestia asta. Așa. Și cumva fiecare este un model pentru alții care poate fi urmat. Dar modelul ți se fondează pe ce faci, pe ce zici. E foarte foarte chestia asta. Și ce spuneam acum, că dacă vrei la ceva din jurul tău chestia asta, pe ideea de model, trebuie să faci tu asta. Nu poți să spui oamenilor fiți muncitori dacă tu pleci de acolo și nu faci freziu, dar non-stop și stai tot timpul te uiți la habar n-am ce. Da? Dar de exemplu, poți să fii, nu poți să-i spui omului fire la cât acolo ești mereu stresat și ții la oameni. Aia nu va fi congruent cu ce spui tu. Deci trebuie cumva să denoți acele calități pe care le vrei în alții. Pentru că această chestie se cheamă mirroring, chestie psihologică fundamentală. Oamenii sunt cum ești tu, adică te proiectezi. Ce-ți place la alții și ce-ți displace sunt lucrurile pentru tine. E chestie fundamentală. Deci e o chestie de proiecție psihologică. Și acum să văd ceva. Ăsta este prin cine a jucat World of Warcraft. Este... filmul în care Zira, care este un fel de entitate super mare din aluminii, lucrează cu ceea ce se cheamă Argus Crusade, sau nu știu cum se cheamă ăștia, Sea Whatever, și vrea să convingă pe un tip care e un fel de anti-erou, Illidan, să fie un fel de persoană bună. Urmăriți filmul, n-am subtitrat, dar depinde ce zice că e destul de mișto. S-aude? Cred că se aude. Încă n-a început. Mai tare. Vă spun niște pauze ca să creăm ușor filmul ăsta. Facem analiză pe... Facem analiză pe film, da. Tot pe film și pe text. Ăsta este anti-erou. Ăsta este, îi spune el, the chosen one. You have found the chosen one. Care îl au în fel de mitologia lor. Illidan, from birth, the light in your eyes held such promise for the future. Îi spune acum super potențial. Do you not wish to reclaim what was lost, to be whole again? The Legion's end is all I seek. My child, you've given so much for so little. Your true potential, your redemption, lies before you. Let go of your shattered form and embrace the light's power. I've traded my freedom for power before. I've traded my freedom for power before. Deci acum se spune, băi, acum vreau să fii cum erai, bine, un om bun și frumos, ginga și tot ce trebuie să fie. Și trebuie să te faci chestia. Dar nu spune, băi, am mai făcut chestia o dată și n-a ieșit bine. I've traded my freedom for power before. The prophecy must be fulfilled.
bunătății absolute. Your faith has blinded you. There can be no chosen one. Only we can save ourselves. Bun. Două chestii poate aici. Prima, I am my scars. Și a doua, only we can save ourselves. Ce a spus cu astea două? Sunt suma alegerilor mele? Nu numai asta, mai multă ta. Amplifică. Rezultatul experiențelor mele? Amplifică. Dar amplifică într-un mod... Trăirilor. Greșelile morții ei. Sunt o persoană imperfectă. Toate damage-urile mele, toate nebuniile mele sunt ale mele. Și pare ce sunt eu, sunt negativisme. Nu pot să fiu o persoană pură, nu există așa ceva. Îi spune, băi, greșelile mele, tot ce am eu acolo, sunt parte din mine. Nu le pot da la o parte, tot uita. Sunt parte, de adevăr, vine de experiență, dar asta se măsărează. Și a doua chestie, only we can save ourselves. Păi ce înseamnă asta? Ce ai zis mai devreme? Că dacă vrem să ne schimbăm... Doar ține de tine. Ești cumva principalul responsabil de chestia asta. Apar oameni care spun, aoleu, am avut un prof nasol, nu știu ce materie. Da, e nasol, e o chestie plăcută. Ce faci tu în privința asta? Dacă este o chestie bună, dar până la urmă ține de răspunderea ta, ești primul lucru. Nu este o chestie care vine marea aici și spune, gata, să pogoară și acum, gata, ești curat, ești bine. Ai de ce pe linie. Nu este chestia asta. Tu ești primul om care este influența pentru tine. Aia e primul lucru, după aceea pentru ceilalți. Nu că vine cineva și spune, am avut când eram mic boli, am fost ce părinți. Știu, totul mi-a avut belele. Dacă luăm pe rând, dacă vrem să ne plângem, durează un an de zile să fiecare pentru noi să spună tot de plângeri pe care le are. Suntem oameni care au avut suferințe, au avut neplăceri. Alea sunt. Ce fac acum că le ține de tine, nu ține de altcineva. Deci ești principalul responsabil pe chestia asta. Și au o chestie spre chestia apropo de chestia de imperfecțiuni și toate cele, că chestia esențială. Am o discuție asta cu Cristina și Mihai, evident. Că apropo de aceste două discuții, amele ale mele. Deci ne-am afirmat pe astea două. Și am spus, este evident că nebună ea. Bună! Înțeleg că e de-astea de nebună. Și ai zis, Mihai, mi-e așa-mi place de ea. Și după aia am zis, Cristina, zici că Mihai din instituție spune drepte, nu, că așa place mie de el. Da? Asta e o chestie fundamentală, pentru că arată de fapt că oamenii când se înțeleg între ei, fac asta împreună cu acele imperfecțiuni. Nu le poți da la o parte, că este cu ea acolo. Și asta este parte din noi. Experiența noastră, ce facem noi, definește în sensul ăsta. Dar așa se întâmplă lucrurile. Dacă vrem după aceea să fim empatici, cum vrem să fim, ăstea sunt din nou parte din noi. Poți să fii compulsiv, mai rău cât este cazul. E parte din tine, poți să mai vrezi chestia, dacă poate să te face gnolici. Dacă ai spun, nu, eu nu sunt așa ceva de la o parte. Parte din tine spun că nu poți să faci un nou să te placă. Dacă te place, te place că pentru că ai chestiile astea. Sunt parte din tine. Dacă vezi că un om este bun pentru tine, pentru ceva, și este mult prea compulsiv sau mult prea organizat, pentru alții ar fi poate o chestie persoană detestabilă, pentru tine funcționează, că asta vrei tu. Deci de acolo se leagă lucrurile, nu din alte, e chestia așa universal valabilă. Astea te fac să te simți bine. Și apropo de chestia asta, cum facem așa ceva? Care-s rețetele? Păi nu este rețete. Nu este un care o să spui, vreau să-mi mai bun pe ceva. Nu e un om rețetă. Nu este un care spun, băi, ia pas, face și două cărți să merg mai bine. Nu ce spun să de cărți și nu sunt terminat. Păi alții știți într-o zi și gata, sunt eliminați. Dar am cumva niște sfaturi, niște idei cum ce poți să faci. Că se pot antrena și niște rețete, poți să le vezi mai departe. Ai fi chestii naturale, cum este Mihai natural, empatic, poți să ai mai bine, sau chestii care nu le ai, dar le poți dobândi. Cum faci asta? Trial and error. Dar la nesfârșit, încerci, iar pici, iar încerci, nu e la fel de bine, iar încerci mai departe, iar am făcut ceva mai departe, se întâmplă pas cu pas. Deci nu le rezolvi într-o dată, dar se întâmplă de-a lungul timpului, prin voința ta. Da? My destiny is my own. Nu e al cuiva, nu e ca mie să spună, bă, tocmai sunt mai bine decât ieri. Tu decizi chestia asta. Și nu e ușor, atenție mare. Este simplu. Pleacă-mă de aici. Nu este simplu să stai drept. Nu este simplu să vorbești corect. Nu este simplu să asculți pe cineva. Totul este greu. Nu sunt chestii ușoare. Mai asta pentru tine să le faci într-un fel să fie bine și pentru ceilalți este greu ca moarte. E nebunie. Și acum, cum ar fi să spun niște sfaturi? Nu e rețetă, sunt niște sfaturi.
Prima chestie, ce vă recomand, încetiniți. Luați-o ușurel. Asta merge pentru mine foarte mult. Eu încă am de lucrat la chestia asta, încă sunt mult prea agitat. Dar ajută mult să faci chestia asta. E așa, bă, hai să luăm, take it slow. Hai să ne calmăm. Hai să mai așa un pic multe chestia. E bine, nu e bine, hai să ne grăbim. Și de exemplu, asta îmi place foarte mult. A apărut acum când a fost în The Last Jedi. Apărea primele, printre primele sfaturi al lui Luke Skywalker către... cum o chema pe echipa? Cum o chema, mă? Ray, așa că Ray și i-a spus breathe. Just breathe. Doar asta se face. Adică doar calmea te fără nici altceva. Cine este? Fă doar chestia asta. Este ca și... Câți pot să fac asta? Păi începe hamsterul să ia pe unii zzzz. E demență, e nebunie. E greu de făcut asta, e greu de făcut. Să poți să încetinești. Altceva, uitați-vă în jurul vostru. Observați lucruri, observați chestii micuți, observați geste, observați imagini, oameni cum se uită, cum micile lucruri, cum țin un pahar, chestii atât de mișto care le puteți observa. Și păi spuneți asta, asta vă ajută să vedeți pe alții cum se uită la voi, cum observați voi, să vedeți micile gesturi, cum ce faceți voi într-un fel, tații afectează. Vedeți după fizionomie, după gestică, cum influențezi pe oameni dacă faci chestia asta. Altceva, asta mi se pare esențial. Daydreaming. Ce fac copiii? Apare ideea, aoleu, copilul ăsta degeaba. Lasă-l să stea degeaba. Eu vă recomand, stați jumătate de oră, nu faceți nimic. La volan. Nu chiar așa. Deci, esențial, stați să știți chestia asta. Chestii aiurea. Asta e greu pentru compulsiv, Alexandru, să știi. E greu pentru compulsiv.